Tragedia din Parcul Tei a fost la un pas de a se repeta din cauza maidanezilor. Un copil de 7 ani a fost mușcat de câini în Parcul Iore din capitală. Băiețelul era împreună cu mai mulți copii într-un loc de joacă amenajat când a fost atacat. Ce s-a întâmplat și în ce stare se află copilul, ne spune George Ciubotaru. Bună seara, George! Bună seara, Anca, bună seara, doamnelor și domnilor. Din fericire, copilul de 7 ani a scăpat doar cu niște răni minore, cu o sperietură zdravână, însă a trebuit să ajungă la Spitalul Matei Balș din capitală pentru a-i se administra tratamentul antirabic. Copilul, alături de alți colegi de clasă, a ajuns în acest parc din capitală, la acest loc de joacă amenajat, alături de părinți. Mămicile s-au așezat pe această bancă, iar la câțiva metri în spatele lor, lângă acest copac, se jucau copiii. Undeva în spatele lor, doi câini fără stăpân dormeau liniștiți pe iarbă, însă din senin, unul dintre ei s-a ridicat, s-a trezit din somn și s-a năpustit asupra băiatului de 7 ani și doar țipetele mamei au reușit să-l îndepărteze, însă a fost nevoie ca o ambulanță să ajungă în acest parc din capitală, Parcul Titan, pentru a-l transporta pe băiat la spital. După incident au ajuns în parc și hingherii, care au reușit să prindă doar unul dintre cei doi câini, însă nu pe cel care l-a mușcat pe băiețelul de 7 ani. La un pas de tragedie a fost aici în Parcul Titan astăzi și acest băiețel de 7 ani putea să aibă soarta lui Ionuț Anghel. Asta cu toate că echipele de la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor au fost astăzi în zona Parcului Titan și au căutat câini, însă nu și în parc. Și da, poate dacă ar fi făcut-o, nu ar fi fost cei doi câini care să-l muște și pe băiat. George, îți mulțumim pentru informații.